Dând curs îndemnului de la timpul de rugăciune, când s-a citit din Psalmul 104, binecuvântează suflete pe Domnul, să spunem, cum spune Psalmul 106, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Amin. În mod deosebit, în Scripturi, Dumnezeu este binecuvântat pentru creație și pentru mântuire. Și dacă ar fi să le luăm, nu doar în gro, în detail, privind la creație, cu deamănuntul, privind la mântuire în toate etapele ei, nu ne ajunge viața asta. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în veșnicia viitoare, să avem timp să-L binecuvântăm și să-L preamărim în veci de veci. Amin. Astăzi este cina Domnului. Haideți să ne întrebăm, cum percepem această lucrare? Cum o gândim? Vin cu câteva întrebări în fața dumneavoastră. Prima, ce este mai mare dintre sărbători? Sărbătoarea Paștilor cu azimile împreună să le luăm sau sărbătoarea cinei Domnului? Să ne gândim puțin. La Paști s-a sacrificat un miel. La cina Domnului vorbim de sacrificiu Fiului lui Dumnezeu. Cu cât e mai de valoare Domnul decât un miel? Paștele au fost instituite prin Moise. El a fost slugă. Cina Domnului a fost instituită de însuși Domnul. El este Fiul lui Dumnezeu, cel în fața căruia toți îngerii se închină. Cu ocazia Paștilor, oamenii au fost salvați din Egipt. Cu ocazia jertfirii Fiului Dumnezeu și a participării noastre la acest act, suntem izbăviți din robia stricăciunii, din lumea aceasta și ni se dă viața veșnică. Cu cât este mai de valoare Canaanul eternității, paradisul viitorului, decât Canaanul acela, nici Moise, nici Iosua nu le-a dat o odihnă deplină. De ce am amintit această diferență? Pentru ceea ce vreau să spunem în continuare. Dacă cina Domnului este cu atât mai valoroasă, e greu de spus cu cât mai valoroasă, decât Paștele. Vin cu a doua întrebare. Cum ne pregătim pentru cina Domnului? Să ne oprim puțin la Exodul capitolul 12 și să vedem cum se pregăteau pentru Paște, care erau mult, mult inferioare. Nu se putea serba Paștele oricum, scrie în Exod capitolul 12, și astea nu sunt doar practici evreiești, sunt cuvinte rescrise în versetul 1, rostite de Domnul prin Moise. Se lua un miel cu câteva zile înainte, versetul 6, să-l păstrați până în ziua 14-a. Apoi, știți, cu sângele mielului de la versetul 7, trebuia să se ungă stâlpii, ușii, pragul de sus. Carnea trebuia consumată într-un anume fel. Și spune aici, de la versetul 15, timp de 7 zile veți mânca azim din cea din tâi zi, veți scoate aluatul din casele voastre. Era o pregătire deosebită. De aceea scrie de la versetul 24, să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Și 26, și când vă vor întreba copiii voștri, ce înseamnă obiceiul acesta? Se schimba totul în casă, ordine, se pregăteau mielul, era pus în așteptare. Să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului. Acum socotiți dumneavoastră, întrebăm și tinerii, copiii, așa doar cu regula de 3 simplă ca la matematică. Dacă pentru Paște era așa pregătire, pentru cina Domnului, cât de mare trebuie să fie pregătirea, cât de important? Uneori mai auzim voci pe aici, pe acolo, nascuns sau la vedere. De ce ni se cere post? Dragii mei, pentru momente speciale s-a cerut curățire. Oamenii să își curățească și casele, de cum trupurile lor. Se cerea pentru preoți când se apropiau de Domnul să-și spele trupurile, să fie foarte, foarte atenți. Atunci cereau multe aspecte de ordin fizic. Dar toate acelea simbolizau ceva, aveau în vedere
Lucrurile viitoare, legea ne-a fost un pedagog spre Domnul Iisus Hristos. Iată de ce trebuie să ne pregătim cercetându-ne, postind înaintea Domnului, smerindu-ne, gândindu-ne profund la această lucrare. Pentru că altfel, dacă nu deosebim zilele acestea de alte zile, ne facem vinovați înaintea Domnului. Cei ce nu puteau să parcurgă acest proces al pregătirii, știți textul acela din Numeri, capitolul 9, trebuia să vină să raporteze de ce au fost împiedicați, care au fost cauzele. Numeri, capitolul 9, versetul 2, copiii lui Israel să prăznuiască Paști la vremea hotărâtă. Și citesc de la versetul 7, niște oameni s-au dus la Moise și au zis: noi suntem necurați din pricina unui mort, de ce să fim nevoiți să nu ne aducem darul la vremea hotărâtă? Dar vremea hotărâtă era precedată de acea pregătire de care am amintit în parte. Darul cuvenit Domnului în mijlocul copiii lui Israel. Și s-a cerut prin Moise să se dea o lămurire, un amendament la cele spuse până acolo. Și Dumnezeu le-a vorbit ce ar trebui făcut în acel caz, că nu s-a putut face o pregătire. Mai avem un caz în Vechiul Testament, în vremea lui Ezechia, vă citesc din a doua carte a Cronicilor, capitolul 30, s-a dat anunț în țară și în semințiile de nord să se vină la prăznuirea Paștelor și scrie aici de la versetul 18, o mare parte din popor nu se curățiseră, deci nu se făcuse pregătirea necesară. Și Ezechia s-a rugat pentru ei zicând: Domnul care este bun să ierte pe toți, cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul, dar în cazul acesta n-a mai fost timp, n-au fost instruiți, nu s-a ocupat nimeni de ei. Pentru că în vremea dinaintea lui Ezechia se încuiase și ușile casei Domnului, se pierduse acest obicei sfânt. Și atunci scrie aici, pentru că n-au reușit să facă acea sfântă curățire, dar era necesară, scrie în versetul 20, Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul, să se îndure Domnul și astăzi. Dacă cineva nu s-a preocupat în mod suficient în timpul de pregătire și Domnul vrea să dea îndurare, noi rugăm să o facă. O a treia întrebare. Spune Scriptura când vorbește în Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 14, când a sosit ceasul, Iisus a așezat la masă cu cei 12 apostoli. Pentru unii sunt anumite neclarități când și cum s-a servit cina, pentru că știți, preoții n-au vrut să intre în odaia judecată să o poată serba. Lăsăm asta, că oricum a trecut vremea serbării Paștelor. Noi avem aici o rânduială și am citit versetul acesta ca să rețineți din el: Iisus a șezut la masă cu cei 12, n-au rămas la cină decât cei ce puteau să o ia. Lăsăm deoparte și ce s-a întâmplat până la urmă cu Iuda. Am întâlnit uneori păreri, de ce nu este luată cina Domnului seara? Și mi-amintesc că atunci mi-a venit un răspuns: noi serbăm moartea Domnului și Domnul a fost omorât la amiază, nu seara. Probabil a fost un răspuns care mi-a fost dat atunci pentru un caz particular. Dar nu există o reglementare care să ne oblige să o luăm seara. Nici Domnul, nici apostolul Pavel mai târziu, care a fost apostolul neamurilor, nu a făcut anumite precizări în privința aceasta. Este acolo un verset în 11 Corinteni, 34 în final, celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. De aceea noi la nivel de biserică avem această rânduială, rămân la cina Domnului cei ce o iau, fiecare să o ia în biserica lui. De asemenea, în vremea noastră, tot mai multe biserici adoptă modelul cu mai multe păhărele pe o tavă. Dar textul biblic, vă citesc tot de aici, versetul 17, dacă sunt cu Biblia deschisă aici: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Comuniunea frățească, felul în care percepem această lucrare, că Domnul ne-a fost împărțit la toți, este mult, mult mai reală atunci când serbăm în felul acesta mai mulți cu un pahar. Dacă de cumva vă ispitește
știu eu, diavolul cu vreun gând că după cine servesc, că dacă nu cumva are herpes la gură sau știu eu și altă problemă sau... Dragii mei, la cina Domnului, cum spuneau frații, de vindecări am auzit, dar de îmbolnăviri nu. De îmbolnăviri scrie dacă o luăm în chip nevrednic, nu dacă o luăm așa cum este scris. Așadar, să rămânem la această rânduială biblică. Este mult mai curată, mult mai obiectivă și face ca părtășia frățească să fie mai bogată, mai din plin. Doamne, ajută-ne! Amin! Vin cu o altă întrebare, plecând tot de la un verset de aici, 22:15, sunt cuvintele Domnului Iisus care a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi, cât de mult ne dorim. Acum luăm cina Domnului o dată pe lună, mai suplimentăm când suntem duși într-o misiune, într-o parte sau alta. Știți că la început cei din biserica primară o luau mult mai des? Informați-vă din istoria creștină, abia mai târziu s-a cam rărit cu cina Domnului. Foarte des o luăm. Reacea frângerea pâinii. Și mereu voreau să-L aibă pe Domnul în mijloc, cum spune Pavel la 1 Corinteni 2, n-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe răstignit. Și unde l-avem mai îndeaproape pe Domnul răstignit decât la cina Domnului? Mă întreb, sau să se întrebe fiecare, oare dacă ne-am dorit mai mult, nu ne-am fi pregătit mai bine? Nu ar fi rămas mai mulți la cina Domnului? Dorința asta, oare nu reflectă ea starea noastră de spiritualitate, relația noastră cu Domnul, dorința noastră pentru Domnul? Vă citesc despre David, cel care și-a dorit mult să facă o casă pentru Domnul. Și acum casa lui Dumnezeu suntem noi aici când ne adunăm. Scrie-l în Psalmul 27, citesc versetul 4, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. A dori mult cu a dori fierbinte, cred că e același lucru. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Vi-l puteți imagina pe David dacă trăia acum, că el având dorința asta să locuiască toată viața în casa Domnului, nu și-ar fi dorit vreodată să fie la cină? Nu-mi pot imagina. Să privesc frumusețea Domnului. Auzi, și numai să privească. Noi putem să gustăm binecuvântat să fie Domnul. Ce har ni s-a oferit. Să mă minunez. Să am parte. Dar întreb și altfel. Oare Domnul nu-și dorește de fiecare dată să ne vadă aici? Scrie Isaia 53 că va vedea rodul muncii sufletului său. Noi suntem rodul suferințelor sale. Este un cuvânt, dacă aici am citit despre David că își dorea să fie la templu, în Psalmul 132 scrie despre Domnul cât își dorea Domnul să fie, că dorința este bilaterală. 132, din primele versete, David spune, chiar dacă avea necazuri, a zis, nu voi intra în cortul meu, nu mă sui în patul meu, vreau să găsesc un loc pentru Domnul, vreau să-L știu aici. Și acum vorbește Domnul de partea lui, versetul 13. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta e locul meu de odihnă, voi locui în el, căci l-am dorit. Imaginați-vă, noi trebuie să-L iubim pe Domnul, nu? Ne pregătim să fim El mire și noi mireasă. Știți ce înseamnă absența de la cina Domnului? Doi îndrăgostiți care urmează să aibă în curând nunta, unul nu se prezintă. Nu vine, în lipsă de interes, n-am apucat să mă pregătesc, am treabă. Dorința sfântă ne va face să avem o dorință ca a Domnului și să ne întâlnim la masa sfântă. Amin? Mai departe, vin cu altă întrebare. Eu nu vă fac eu un chestionar, dar ne-l putem face fiecare înaintea Domnului. Care este perspectiva cinei Domnului? Iată că de aproape 2000 de ani tot sărbăm cina Domnului. Și spune Scriptura în textul din 1 Corinteni, capitolul 11, îl citim noi frecvent la cina Domnului, cuvintele Apostolului Pavel, versetul 26. Și apare în final cuvântul, până va veni El.
Și în Luca 22, tot în privința asta, sunt cuvintele Domnului care a zis, versetul 18, nu voi mai avea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și de asemenea, este scris aici, versetul 16, nu voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Cred că de fiecare dată când stăm la cină, ar trebui să avem în imagine perspectiva asta. Domnul știe de câte ori mai sărbăm aici, pe anul ăsta este ultima. Dar într-o zi vom sta cu Domnul la masă. Nu va mai fi Iuda de față. Nu vor mai urma alte patimi, va urma împărăția lui Dumnezeu. Privind în urmă, ne gândim la patimile Domnului, ne frământăm gândindu-ne la păcatele noastre, dar perspectiva asta a cine Domnul este extraordinar. Cum se amintea și astăzi, vom sta la masă cu sfinți. A spus Domnul, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Se va scula și ne va servi, cum i-a servit atunci pe ucenici. O, Doamne, adu momentul acela și ajută-ne să nu lipsească nimeni de acolo. Dar dacă vreți să fim acolo, haideți să ne pregătim, haideți să dorim lucrarea de aici. Doamne, ajută-ne! Amin! Vin cu altă întrebare la care să găsim un răspuns biblic. Mă întorc la Luca 22. Ce este de fapt cina Domnului? Ce consumăm noi? Rețineți expresiile biblice. Luca 22 și nu doar aici scrie despre azimă. Acesta este trupul meu. Și s-a citit și din Ioan capitolul 6, citesc versetul 54. Cine mănâncă trupul meu are viața veșnică și trupul meu este cu adevărat o hrană. Cine mănâncă trupul meu rămâne în mine și eu în el. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. De fapt, ce consumăm noi la cina Domnului? Viață veșnică. Știți că Adam a fost împiedicat după păcătuire să nu guste din pomul vieții. Nouă, prin Domnul Iisus Hristos, ni se dă acces să gustăm nu doar dintr-un pom, că și acesta simboliza ceva, să gustăm din Fiul lui Dumnezeu. Viață veșnică, binecuvântat să fie Domnul. Adică să fim conștienți la cina Domnului, că noi toți eram destinați morți, expulzați din rai. Și prin El, prin ceea ce a făcut El, consumând o bucățică mică, de fapt ni se atribuie întregul și împreună cu Domnul, cum spune în Roman și nu numai, ni se vor da toate lucrurile, mărit să fie Domnul. Păi de fapt viața veșnică ce înseamnă? Să ai tot ce trebuie, tot ce îți dorești pentru veșnicie. Cum să nu-ți dorești cina Domnului? Să înseamnă să-ți dorești veșnicia, să ți-l dorești pe Dumnezeu, să se împărtășească cu tine. Doamne, îți mulțumim că ni te-ai dăruit pe cruce. Am reținut și de atunci, n-am uitat și sper să nu uit. Când un frate aici la noi a predicat și a zis, nu și-a dat Domnul trupul la cei ce l-au arestat. Înainte de a veni să-l aresteze, le-a spus la ucenici, vi-l dau vouă, acesta e trupul meu. Și noi am avut parte de acest trup binecuvântat, coborât din slavă. Această taină, Hristos în noi, nădejdea slavei, mărit să fie Domnul. Ce-i rodul viței? Scrie aici, acesta este ce? Legământul cel nou. Știți că un legământ trebuia parafat cu sânge, cum a fost și pe Sinai. Deci când consumăm rodul viței, de fapt, noi trebuie să conștientizăm din plin că s-a semnat salvarea și mântuirea noastră. Cu semnătura Fiului Dumnezeu, cu sânge sfânt. Ce act binecuvântat avem! Este ca un act adițional cina Domnului, că din nou ni se amintește
că avem un contract, puțin spus un contract biblic, este că e fundamental, un legământ. Binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Să știm ce consumăm. Consumăm viață și încă o dată așa trece prin fața noastră actul legământului Dumnezeu. Încheiat cu noi. Este un nou legământ, zice în Evrei, un legământ mai bun, are făgăduințe extraordinare. Binecuvântat să fie Domnul. Și în ultimul rând, spune aici, sunt cuvintele Domnului, versetul 19, și se repetă în Corinteni de 2-3 ori, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Sau acolo zice, vestiți moartea Domnului. Adică lucrul ăsta de care avem noi parte, nu-i doar pentru noi. Noi făcându-l, proclamăm ce s-a făcut, vestim. Asta o facem prin predicare, dar mai important, prin actul participării noastre la cina Domnului. Merită să fie vestită lucrarea Domnului. Măi, dragii mei, în Vechiul Testament se serba cu și se vestea cu sunete, se suna din cornul de berbece, erau trâmbițe cu strigăte mari, cu bucurie, scrie la un moment dat, se cutremura pământul. N-ar trebui și noi să vestim? Dumnezeu să ne binecuvinteze că ne-a dat harul acesta. Profeții au vestit moartea Domnului cu anticipație. Noi, prin participare la cina Domnului, vestim moartea Domnului post factum, dar este de fapt o lucrare mereu prezentă. Binecuvântat să fie Domnul pentru toate acestea și să ne dea Bunul Dumnezeu harul, să stăm cu bucurie aici și toți să avem parte de harul, să fim acolo când vom fi efectiv în prezența Lui, după făgăduințele Lui. Amin.